Conform solicitării Spitalului Municipal Câmpina și Spitalului de Psihiatrie Morila, vom face o rectificare de buget în ședința ordinară de data de joi, săptămâna viitoare, în care vom acorda 360.000 de lei. 300.000 de lei pentru Spitalul Municipal Câmpina, 60.000 de lei pentru Spitalul Morila, care deja mai avea, dacă nu mai știu, 150.000 pentru cheltuieli de funcționat. Acești bani sunt destinați materialelor sanitare, măști, mănuși, biocii și așa mai departe. Spitalul fiind, cum să zic, depășit în acest moment de cheltuieli cu aceste materiale, al căror preț, pe de altă parte, a și crescut spectaculos în ultima perioadă. În limită la medicile familie din Câmpina, o solicitare prin care doresc suport în vederea achiziționării de materiale necesare în lupta cu acest virus, și anume măști, mănuși, substanțe biocide. Am identificat astăzi numărul medicilor de familie. O să vedem care este necesar la comun și discuția pe care am avut cu domnul primar, probabil, cu siguranță, vom cumpăra noi aceste materiale și le vom distribui către medicii de familie, pentru că ei, la ora aceasta, alături de DSP, reprezintă linia întâi a luptei împotriva coronavirusului. O altă discuție pe care am avut azi în comitet a fost referitor la identificarea agenților economici din Câmpina, care au activității de croitorie și care ar putea să lucreze la un moment dat în confecționarea de măști. Domnul Tortivu ne spunea că dacă măștile sunt fabricate din material de bumbac și inclusiv curelușele sunt din bumbac și nu din cauciuc și lusurile poate steriliza la spital. Și atunci am dispus către domnul Dulă și alți colegi să identifice agenții economici care ar putea să producă în Câmpina așa ceva. Trebuie să vă spun că bugetul local va suferi foarte mult în cazul în care impozitul pervenit nu va mai veni către direcția economică. Impozitul pervenit poate să constituie, cum să zic, un procentaj de peste 40%, poate 48%, poate 50% din veniturile municipiului Câmpina, iar dacă acest venit nu va mai apărea în buget, noi vom avea o mare problemă cu bugetul. De aceea, deocamdată, noi avem niște fonduri, cum să zic, strânse în trezorerie, cash, niște bani cash, avem niște fonduri, dar nu ne ajung decât pentru o lună sau două, pentru a plăti salariile și cheltuielile municipiului Câmpina în general. De aceea, dacă guvernul nu vine cu alte măsuri de compensare pentru noi sau pentru agenții economici care ne-ar fi livrat nouă impozitul pervenit, va trebui să facem economie, poate să oprim niște lucrări, poate să, cu siguranță, să nu mai începem alte lucrări de reparații și de investiții, astfel încât să ne putem desfășura și realitate așa cum trebuie. Și să uităm faptul că spălatul străzilor, spălatul trotuarelor, dezinfecția în parcuri, încălzirile primăriei costă niște bani suplimentari față de cheltuielile pe care le aveam cu salubritatea în lunile normale.